Bună ziua din nou, dragi cititori Herald. Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii Cum ne ajută știința, după cum v-am mai povestit și în celelalte materiale, intervenții cu invitații noștri, multe cărți din colecțiile Matesis, colecția de știință, dar și din colecția Cogito, filozofia științei, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald. În cadrul acestei campanii, aceste titluri au o reducere substanțială. De asemenea, toate materialele, intervențiile cu invitații noștri pe acest subiect, știință, le găsiți pe pagina de Facebook, pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi este alături de noi Rareș Bișag, inginer, dezvoltare, tehnologii spațiale. Și o să-l rugăm la un moment dat să ne spună și cum s-ar traduce concret această titulatură pe care el o are. Aș vrea, înainte de a începe discuția noastră, să pomenim despre, pentru că tot vorbim despre știință și despre cărțile de popularizare a științei, să vorbim și despre un eveniment care va avea loc la sfârșitul lunii septembrie, în perioada 23-27 septembrie, a opta ediție a Bucharest Science Festival, Festivalul de Știință București. De data aceasta, din cauza condițiilor epidemiologice, da, impuse de pandemie, ca multe alte evenimente, de altfel, această ediție a opta se va desfășura în mediul online, dar asta nu împiedică ca foarte mulți oameni pasionați de știință și foarte mulți tineri să participe la acest festival. Știința poate oferi răspunsuri la problemele fundamentale, cât și soluții la problemele de zi cu zi, îmbogățind modul în care noi înțelegem Universul și ne percepem pe noi înșine. Știința a avut, de altfel, o contribuție esențială la evoluția societății omenești prin cunoaștere, care a dus la îmbunătățirea educației și a calității vieții. Dar ce este mai exact știința? Cu siguranță este mai mult decât o bază de informații, este un mod de gândire și o strategie pentru a căpăta o mai bună înțelegere a lumii și a substratului din care suntem făcuți. Am să vă prezint o carte superbă, este vorba despre Richard Dawkins, Destrămarea curcubeului, foarte pe scurt. Am putea spune oare că Newton a destrămat curcubeul reducându-l la culorile sale prismatice, după cum susținea Keats? Cu alte cuvinte, a sfârmat el frumusețea acestui curcubeu. Departe de așa ceva, afirmă renumitul om de știință Richard Dawkins, destrămarea prilejuită de cercetarea lui Newton este cheia unei mari părți a astronomiei și a minunatei poezii a cosmologiei moderne. Aș începe discuția de astăzi cu Rareș Bișag despre importanța acestor evenimente, cum este Bucharest Science Festival, dar și importanța cărților de popularizare a științei, iată cum este în această colecție, colecția Matesis, în portofoliul editurii Herald, pentru că avem autori de renume și cred că dacă spunem unul singur, spunem tot. Este vorba despre Carl Sagan, cu minunatele lui cărți, Cosmos, Lumea și Demoniei, Un palid punct albastru, miliarde și miliarde. Cât de importante sunt aceste cărți, mai ales pentru tineri, pentru că tu lucrezi tot timpul și ești în rândul tinerilor, cărțile de popularizare a științei și astfel de evenimente precum acest festival. Sunt foarte importante. O mare parte a populației nu studiază aceste lucruri și nu au o carieră în acest sens, deși viața lor este influențată în fiecare zi de lucruri care țin de sfera științei. Tocmai din acest punct de vedere, sunt unele lucruri care ar trebui să aibă titlul de cunoștințe generale, de cultură generală. Acum, pe lângă profesioniști, sunt și foarte mulți pasionați, care aceștia au nevoie să aibă toată această informație transmisă frumos și povestită exact cum a făcut-o și Carl Sagan și mulți, mulți alții. Este foarte important pentru că trăim într-o societate care se dezvoltă foarte mult tehnologic și dacă nu înțelegem ce se întâmplă, tindem să ne speriem, să fim reticenți, poate la schimbare, și la alte lucruri.
cum, știu că mi-ai povestit cu altă ocazie faptul că tu ai vizionat și filmul sau, mă rog, seria de episoade Cosmos cu Carl Sagan. El este un autor foarte carismatic, extrem de carismatic. De regulă se spune că oamenii de știință nu sunt foarte carismatici, dar uite că el avea această carismă și avea acel pe vino în coa, în sensul că era un om foarte cald, foarte blând, foarte empatic, nu numai ca om, ca structură, dar și ca scriitor, ca autor. Faptul că foarte multe cărți, mai ales mă gândesc acum la Miliarde și Miliarde, ultima lui carte, e plină de umanitate, e plină de căldură. Nu vorbește doar despre cosmos și despre astronomie și despre poziția Pământului în univers, dar se referă și la condiția existenței umane. Lucru pe care îl întâlnim mai rar la autori. Chiar vorbeam mai devreme cu un alt interlocutor, un alt invitat, Cristian Presură, și am mai auzit această expresie frumoasă și cu alte ocazii, chiar la Monica Belițoiu, prietena noastră comună, de faptul că anumiți cercetători stau așa în turnul lor de filde și cercetează și nu ies printre oameni, da? Și de asta limbajul lor este cumva și greoi. Dar uite că Carl Sagan se face foarte bine înțeles și are un limbaj foarte accesibil. Da, așa este. Eu m-am uitat la seria lui Carl Sagan când eram mic copil și pot spune că a fost o sursă de inspirație pentru mine, pentru tot ce a însemnat cariera mea de acum în tehnologiile spațiale și așa mai departe. Pentru că, cum ai spus și tu, cred că aveam undeva la 12 ani și mare lucru nu aveam ce să înțeleg, pentru că sunt niște concepte foarte, foarte mari. M-a ajutat să simt, având într-adevăr un talent orator. Ce înseamnă, de fapt, inginer, dezvoltare, tehnologii spațiale? Asta, mă așteptam la această întrebare. Eu am terminat facultatea de inginerie aerospațială. Și acum lucrez într-o companie de cercetare, dezvoltare. Ce înseamnă acest lucru? Luăm anumite concepte și le creștem pe scara maturizărilor, între ghilimele, tehnologice. Asta înseamnă că pornim de la ceva pe foaie, facem proiectarea, calculul, după care începem să testăm diferite funcționalități în diferite medii, astfel încât să ne asigurăm că în momentul în care componenta respectivă, să spunem, un șurub de prindere. În momentul în care va ajunge în spațiu sau într-o misiune pe orbită sau într-o misiune către, să zicem, Marte, va rezista și nu se va rupe, nu va pune nicio viață în pericol și așa mai departe. Numai că aici nu vorbesc de la companie unde dezvoltăm șuruburi, dezvoltăm în principal antene pentru transmisii, pentru sateliți, sisteme termice, și așa mai departe. Deci un soi de test de anduranță. Exact, exact. Asta este o parte din activitatea noastră, dar ne gândim la cum să îmbunătățim diferite sisteme ale sateliților. Și să le trecem pe toată scara asta, aceasta maturităților tehnologice. Care ar fi mesajul tău, uite, pentru colegi? Pentru că e posibil să fii și implicat cumva în acest festival, Festivalul de Știință București. De asemenea, ai participat la foarte multe conferințe, seminarii, da, workshop-uri și așa mai departe și a intrat în contact cu foarte mulți tineri, foarte mulți colegi de-ai tăi. Care ar fi mesajul tău pentru ei în ceea ce privește felul în care știința ne ajută în viața noastră de zi cu zi, mai ales că, așa cum spuneai tu foarte bine puțin mai devreme, trăim într-o epocă, într-o eră a tehnologiei, iar tehnologia se dezvoltă continuu și noi cumva vrem, nu vrem, trebuie să ne adaptăm și trebuie să ținem pasul cu ea, pentru că până la urmă cred că tehnologia este o parte, componentă a vieții noastre. Sau exact. Încerc să-mi imaginez, mi-aș dori, dar încerc să-mi imaginez cum ar fi să trăim
o săptămână jumate fără telefon mobil. Imaginează-ți să numai... Da, e foarte greu, da, e un exercițiu de imaginație destul de greu. Dar cred că oamenii au creat, cred că au creat un soi de dependență, spun eu, față de tehnologie. Și aici trebuie văzute niște lucruri pozitive, avantaje. Faptul că mă gândesc la, pe lângă celelalte gadgeturi, mă gândesc la banalul telefon. La prima lui funcție, aceea de a te suna pe tine și de a-ți auzi vocea și de a vorbi. Ori el, de fapt, s-a transformat, având extrem de multe aplicații, ajungem să-l folosim mai mult pentru alte aplicații decât pentru ceea ce el a fost inițial fabricat. A fost odată un telefon, acum e orice, este un dispozitiv cu care ascultăm muzică, citim, nu știu, facem plăți, orice. Numai, relaționăm, acum, dacă vorbim de rețelele de socializare. Acum, sincer, cât mai vorbești la telefon? Mă gândeam la chestia asta, mai mult dau mesaje decât să mai vorbesc efectiv la telefon. De prea puține. Și referitor la dependența asta, foarte mulți oameni încearcă să scape și sunt făcute foarte multe tabere și experiențe pentru oameni, experiențe sabatice, să nu mai aibă tehnologie, să meargă în creierul munților, deși de acolo am plecat cumva ca oameni. Așa? Dar ne trage cumva natura, vrem să ne întoarcem. Da, trebuie, e vorba despre echilibru, asta este părerea mea. Trebuie să vorbim despre echilibru, să nu fim nici dependenți de ele, dar nici să fim reticenți la le folosi maximul potențial. Și aici vorbesc la orice fel de tehnologie, nu la telefon. Da, și mesajul, te spuneai de mesaj. Da, cum ai spus, am fost și sunt implicat foarte mult în comunitatea mea, să zicem, și fac parte din mai multe comunități, pentru că mi-a plăcut foarte mult să cunosc oameni, să aflu noi perspective și noi puncte de vedere asupra vieții. Referitor la Beacon and Size Festival, da, anul trecut am fost speaker în cadrul unei sesiuni și m-a bucurat fantastic să văd foarte, foarte multe lume cunoscută, dar și necunoscută acolo. Iar anul acesta voi participa din nou cu mare drag. Invit pe toată lumea să participe la acest festival de știință, ce are ca scop, în urmă, popularizarea în rândul celor care nu sunt profesioniști în acest domeniu, să își lărgească orizonturile, poate să își descopere pasiunile, dacă vorbim de copii mici care acum sunt, nu știu, la liceu, se gândesc la ce facultate vor să facă, sau nu știu, la bunici care se gândesc ce carte să mai citesc. Sunt foarte, foarte multe lucruri și știința e pentru toți, și pentru cei mici, și pentru cei mari, și pentru cei în vârstă, pentru toate. Pentru că, cum am zis înainte, e o limbă, o piatră de temerie a societății. Dragii noștri, a fost alături de noi Rareș Bișag, inginer dezvoltare tehnologii spațiale. Am vorbit despre cărțile de popularizare a științei, făcând referire la cărțile lui și personalitatea lui Carl Sagan. Eu vă fac și o recomandare de carte, Richard Dawkins, Destrămarea curcubeului. Vă mai arăt încă o dată cartea la cameră, o carte publicată în colecția Matesis, colecția de știință a editurii Herald. Nu uitați de campania Cum ne ajută știința, o campanie desfășurată online pe site-ul editurii Herald și urmăriți toate înregistrările, toate materialele, interviurile cu invitații noștri speciali pe acest subiect. Mulțumim foarte mult, Rareș! Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!